Bine v-am regăsit! Am spus în prima parte a acestui material că nu există o concepție unitară în legătură cu noțiunea de inteligență artificială și că deocamdată nu putem spune că aceasta a trecut testul Turing. O parte a problemei definirii inteligenței artificiale este aceea că nu avem o definiție clară a inteligenței în general vorbind. Există zeci, dacă nu sute de definiții și modele pentru inteligență și cum internetul este cel mai bun loc pentru a găsi concepții greșite, vă dau un astfel de exemplu. Internetul abundă în așa numite teste de inteligență în care găsim întrebări de tipul care este capitala țării cutare. Dacă știi sau nu capitala Nigeriei, n-are absolut nicio legătură cu coeficientul tău de inteligență. Iar astfel de întrebări arată că se confundă inteligența cu cultura generală. Nu spun că nu există o legătură între ele. Dacă înveți, citești, muncești, rezolvi probleme, devii mai deștept decât dacă te uiți toată ziua la ecranul telefonului. Dar inteligența și cultura generală rămân lucruri diferite. În lipsa unei definiții precise, numim inteligența artificială capacitatea unui calculator sau a unei rețele de calculatoare de a rezolva sarcini care, până la apariția calculatoarelor, puteau fi realizate doar cu ajutorul inteligenței umane. Cum ar fi condusul unui vehicul rutier, recunoașterea vizuală, comunicarea verbală și altele. Dar să vedem de unde vin pericolele utilizării inteligenței artificiale. Despre unul am vorbit în videoclipul precedent, pericolul singularității, adică al apariției unei conștiințe artificiale. Însă pentru mulți acest pericol nu există, deoarece apariția unei conștiințe artificiale li se pare imposibilă. Și nu vorbesc doar despre neavizați. Există fizicieni, matematicieni, specialiști în informatică și filozofi care cred că acest pericol nu există. Iar argumentul lor este cel pe care l-am amintit și în videoclipul precedent. Un calculator, oricât de performant, funcționează pe alte principii și pe baza altor fenomene decât un creier. Iar asta ar însemna că oricât de performant, de complex, de rapid, de inteligent ar fi un calculator, el nu poate să aibă conștiință. Rămâne doar o mașină. Această idee pare să fie confirmată de cercetări recente care arată că în interiorul celulelor vii pot avea loc la nivel macroscopic și la temperaturi obișnuite procese coerente din punct de vedere cuantic. Astfel de fenomene au fost puse în evidență în celulele implicate în fotosinteză, în celule din creierul păsărilor migratoare și în alte celule. Ele vin în sprijinul unei ipoteze vechi, aceea că un creier este un procesor cuantic de informație. Adică este ceva ce tehnologia noastră actuală nu poate să realizeze, un calculator cuantic la temperaturi obișnuite. Iar în ultimul timp, această idee este susținută prin descoperirea unor fenomene care au loc în interiorul unor formațiuni proteice celulare numite microtuburi. Aceștia au un diametru interior de numai 12 nanometri, adică 12 miliardimi de metru și se găsesc din abundență în neuroni. Cercetările arată că în acești microtubuli se pot produce oscilații cuantice, iar ipoteza care pleacă de aici este aceea că aceste oscilații se pot suprapune la nivelul creierului, formând o stare de coerență cuantică extinsă la scară macroscopică și că această stare ar fi responsabilă de apariția conștiinței. Conștiința ar fi, deci, un fenomen cuantic macroscopic. În paranteză fie spus, există un fenomen interesant, cunoscut de multă vreme și neînțeles până acum, care și-ar putea găsi explicația prin această ipoteză. Este vorba despre efectul narcotic al unui gaz inert, xenonul.
Acest efect a fost observat încă din anii 40, ceea ce a dus la utilizarea xenonului ca anestezic în intervențiile chirurgicale. Dar nu există o explicație a mecanismului prin care xenonul produce pierderea conștiinței, deoarece fiind un gaz inert, el nu reacționează chimic cu substanțele din creier, cu neurotransmițătorii și receptorii de la nivelul sinapselor, așa cum fac celelalte narcotice. De aceea, ipoteza vibrațiilor cuantice din microtubuli ar putea explica și efectul xenonului. Ar fi vorba despre interacțiuni electrice între învelișul electronic al xenonului cu pereții microtubulilor, care ar împiedica oscilațiile cuantice despre care am vorbit. Ei bine, dacă e așa, niciodată un calculator care funcționează pe baza unor fenomene de microelectronică nu va avea conștiință, pentru că în acest caz conștiința ar fi un fenomen specific substanței vii. Așa că vă propun să uităm de pericolul conștiinței artificiale. Dar oare în acest caz nu mai trebuie să ne fie teamă de inteligența artificială? Din păcate, există încă și alte pericole. Unul este acela că inteligența artificială poate face greșeli. Nu este perfectă și nu va fi niciodată, nimic nu este perfect în acest univers. De ce? Este o întrebare foarte interesantă despre care voi încerca să vorbesc cu altă ocazie. Știu că unii vor spune acum, pe bună dreptate, și ce dacă face greșeli? Și noi oamenii facem greșeli. Atunci nu e absurd să pretinzi ca inteligența artificială să fie perfectă? Ba da, așa e, aveți dreptate. Numai că există aici un aspect subtil, dar important. Cu cât inteligența artificială devine mai puternică, cu atât mai mult o implicăm în desfășurarea unor activități care ne privesc pe noi oamenii, cum ar fi transporturile, serviciile medicale, activitatea poliției și multe altele. Ați văzut ce s-a întâmplat cu puțin timp în urmă când Microsoft a avut probleme. Acum gândiți-vă ce se va întâmpla când toate activitățile legate de transporturi, servicii, comunicații și altele vor fi controlate informatic prin inteligență artificială. În cazul unei erori majore sau a incapacității rețelei de calculatoare de a funcționa, se va produce un dezastru, un haos total la nivel mondial. Iar haosul produce victime. Deci pericolul constă în faptul că niciodată un om nu va controla totul într-un anumit domeniu. Nu poate. Și de aceea greșelile lui, oricât de grave, vor avea efecte limitate, atât spațial cât și temporal. În schimb, inteligența artificială este capabilă să controleze un anumit domeniu sau chiar mai multe la nivel mondial, ceea ce înseamnă că și greșelile ei vor avea efecte mondiale. De pildă, în loc să cadă un avion, vor cădea 1000. Mai simplu spus, folosind inteligența artificială, suntem tentați să punem toate ouăle în același coș. Și după cum știți, asta e periculos. Al doilea lucru care ar trebui să ne îngrijoreze este acela că, spre deosebire de om care pe lângă rațiune mai are și morală, acțiunile inteligenței artificiale sunt doar rezultatul unor prelucrări logice și seci ale datelor. Pe scurt, dacă un om trebuie să aleagă între două efecte posibile ale unei acțiuni periculoase, alegerea lui nu se va baza doar pe logică, ci și pe morală, pe când alegerea inteligenței artificiale nu are la bază nicio morală. Eu cred că o inteligență superioară fără morală este prin definiție periculoasă și tare bine ar fi să nu aflăm acest lucru pe pielea noastră niciodată, dar la fel de tare mă tem că o catastrofă care pleacă de aici este foarte greu de evitat. Cunoscutul scriitor de literatură SF, Isaac Asimov, doctor în biochimie și unul dintre reprezentanții de frunte ai epocii de aur a literaturii SF, a prevăzut această problemă cu mult înainte de realizarea inteligenței artificiale, încă din anii celui de-al doilea război mondial. Soluția propusă de el
constă în înzestrarea inteligențelor artificiale cu legi care să țină locul moralei și care să aibă prioritate absolută în toate acțiunile roboților, spunea el, pentru că el era preocupat de roboți. El a numit aceste legi legile roboticii și în forma lor finală ar fi următoarele. Legea zero sau legea supremă. Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității sau să permită prin neintervenție ca umanitatea să fie pusă în pericol. Legea întâi. Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane sau prin neintervenție să permită acțiuni care facă rău unei ființe umane în condițiile în care legea întâi nu intră în contradicție cu legea zero. Legea a doua. Un robot trebuie să se supună ordinelor date de ființele umane atât timp cât ordinele nu intră în contradicție cu legea zero sau legea întâi. Și legea a treia. Un robot trebuie să-și protejeze propria existență atât timp cât acest lucru nu intră în contradicție cu legea 0, legea 1 sau legea a 2. După cum vedeți, legile roboticii propuse de Asimov au rolul de a nu permite inteligenței artificiale să facă rău umanității și indivizilor umani și de asemenea să permită controlul inteligenței artificiale de către oameni. Dar dacă vom avea roboți umanoizi, posesori de inteligență artificială, nu vor apărea oare, așa cum se întâmplă azi, cu mai toate legile și regulile contestatari ai acestor legi? Nu vom avea oare marșuri și tot felul de mișcări de protest ale unora care vor avea impresia că s-au deșteptat și care vor susține în numele unei libertăți greșit înțelese, cum e la modă, că roboții trebuie să aibă aceleași drepturi cu oamenii, chiar dacă nu vor fi decât niște mașini cu tot atâta conștiință cât mașina de spălat. Ba vom avea, cu siguranță, cred eu, astfel de reacții, iar politicienii, victime ale populismului, cum e la modă, ca să nu piardă voturi, vor elimina aceste legi, uitând că, de fapt, ele sunt legile care stau sau ar trebui să stea și la baza moralei umane. Dacă în locul cuvântului robot puneți în legile 0, 1 și 3 cuvântul om, obțineți niște legi pe care, dacă le-am respecta, am trăi ca în rai. Și mai e ceva periculos aici. Oricât de puternici ar fi prioritățile stabilite pentru aceste legi, o funcționare defectuoasă a inteligenței artificiale sau anumite situații complicate și neprevăzute pot duce la încălcarea lor. Chiar Asimov, în povestirile lui cu roboți, vă recomand cu căldură să le citiți, își imaginează astfel de cazuri. Un alt mare pericol legat de inteligența artificială constă în felul în care o folosim. Din păcate, așa cum am spus și cu alte ocazii, omenirea are o tendință extrem de puternică, vicioasă, patologică chiar, de a perverti scopul utilizării descoperirilor și invențiilor. Trebuie să vă amintesc aici câteva exemple din alt material, pentru că e important pentru ceea ce urmează, și anume, am inventat telefonul pentru a putea schimba rapid informații importante sau urgente, sau amândouă. Și ce facem cu el? Discutăm unii dintre noi ore în șir despre lucruri frivole, adică pierdem vremea. Am inventat televizorul ca să putem vedea evenimente deosebite de toate felurile din toată lumea, și îl folosim ca să vedem reclame la lucruri de care nici măcar nu avem nevoie. Am inventat automobilul ca să putem ajunge mai departe decât putem mergând pe jos și îl folosim ca să ne ducem de acasă în locuri care se găsesc de multe ori la doar câteva sute de metri de casă. Am descoperit fisiunea și fuziunea nucleară și cu mult entuziasm și bucurie, sau cum ar spune domnul Andrei Pleșu, în euforia dezastrului, am realizat bombe nucleare și termonucleare suficiente ca să ne omoare pe toți, nu odată, ci pe fiecare de sute de ori. Ei bine, asta facem deja și cu inteligența artificială. O folosim de pildă ca să ne parcheze mașina. De ce? Din comoditate, ne e lene să parcăm mașina. Efectul?
mulți tineri șoferi și șoferițe nici nu mai sunt în stare să-și parcheze mașina. Probabil mulți vor spune acum și ce? Dacă n-ai învățat și nu știi cum se face, să spunem, o parcare laterală, înseamnă că nu înțelegi nimic din mecanica mișcărilor automobilului. Iar asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu vei ajunge din cauza asta într-o situație din care nu vei ști cum să ieși. Și din păcate, o astfel de situație se poate încheia cu victime. La ce mai folosim inteligența artificială? Să ne ghideze prin sistemele GPS. Acest lucru este foarte util dacă ai învățat întâi să te descurci fără GPS, de pildă cu o busolă și cu o hartă. Dar dacă habar n-ai să conduci fără navigator, dacă nu știi nici măcar cum să afli unde e nordul și celelalte puncte cardinale, din nou, mai devreme sau mai târziu, poți ajunge în situații neplăcute, poate chiar periculoase. Altceva, mult mai grav. Folosim inteligența artificială ca să ne facă temele de casă. Cei care fac acest lucru, din ce în ce mai mulți, din păcate, nu înțeleg un lucru elementar despre școală, și anume că școala este antrenamentul pentru viață. Și acum mulți vor spune, nu e adevărat, școala nu ne învață ceea ce trebuie și ceea ce am vrea noi. Am arătat de ce această concepție este greșită în videoclipul De ce trebuie să învățăm. În timpul școlii trebuie să înveți să înveți, să-ți faci o minimă cultură generală, să înțelegi că dacă vrei rezultate trebuie să muncești, să-ți creezi un stil de muncă, să te obișnuiești cu efortul intelectual, să devii ordonat, disciplinat, punctual și multe altele. Acestea sunt lucrurile care îți asigură succesul în viață, nu conținutul programelor. Cei care își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale procedează ca un sportiv care își păcălește antrenorul că se antrenează. Cu asemenea mentalitate, nu devii niciodată campion. La ce mai utilizăm inteligența artificială? Manipulăm oamenii cu ajutorul unor algoritmi creați tot de inteligența artificială. Deocamdată, oamenii manipulează oameni. Dar oare cât timp va trece până când vom fi cu toții manipulați de inteligența artificială? În final, cel mai grav lucru. Folosim inteligența artificială ca să ne omorâm între noi. Cele mai sofisticate arme sunt cele controlate de inteligența artificială. Ne pare bine că reușim să obținem o armă în fața căreia oamenii n-au nicio șansă. Observați cât de idiotă este această bucurie. Pentru că oricând aceste arme se pot întoarce împotriva celor care le-au creat. Ar mai fi multe de spus, dar voi adăuga doar câteva dezavantaje ale utilizării inteligenței artificiale. Foarte mare consum energetic, încurajarea lenei și comodității, crearea dependenței tehnologice, lipsa bunului simț, lipsa de transparență, restrângerea intimității, controlul uman tot mai slab și altele. Concluzia. Inteligența artificială este cea mai sofisticată unealtă din istoria omenirii și are un potențial fantastic pentru dezvoltarea științei și tehnicii, pentru progresul material al societății umane, pentru tot ceea ce ține de viitorul speciei noastre. Dar tocmai pentru că este atât de sofisticată, avem nevoie de cea mai strictă reglementare și de respectarea la sânge a acestei reglementări. Altfel vom păți ceea ce a pățit Victor Frankenstein în povestirea lui Mary Shelley din 1818, ne vom scăpa creația de sub control. Iată că am fost preveniți cu mai bine de 200 de ani în urmă. Suntem în acest moment probabil în cea mai dramatică situație din istoria omenirii. Dacă vom folosi în continuare inteligența artificială ca să ne omorâm între noi și ca să devenim tot mai proști, mai dependenți de ea și mai neajutorați, atunci viitorul speciei noastre este cât se poate de trist. Poate că merităm această soartă, dar tot trist rămâne. Avem în față două drumuri, iar inteligența artificială ne poate duce pe oricare dintre ele. Dar numai unul duce la viață,
celălalt duce la moarte. Dacă ați crezut că putem privi fără griji, relaxați la dezvoltarea inteligenței artificiale, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!